s-a născut. Astăzi celebrăm sau comemorăm, mai bine spus, pe cei 14.000 de prunci sfinți născuți, care au fost uciși de Irod în această împrejurare pe care ați auzit-o în Evanghelia care s-a citit de la Matei, capitolul 2, care au fost omorâți din răzbunare, din ura lui Irod, pentru oricine, după părerea lui, i-ar fi putut lua locul, tronul pe care stătea în Israel. După ce magii s-au întors în răsărit de unde au venit, nu citim aici că au plecat pe altă cale, Irod, când a văzut că a fost înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare. El dăduse această poruncă magilor ca după ce îl găsesc pe prunc să se întoarcă, să-l înștiințeze, ca să ducă și el să se închine lui. Dar cine îl cunoaște pe Irod, și bănuiesc că acești magi au vorbit la palat cu câte cineva, au putut afla că Irod nu avea de gând să facă lucrul ăsta. Nu ca să se închine lui, ci vrea pur și simplu să îl elimine, pentru că îl considera un pericol la adresa dinastiei lui. De aceea zice că s-a mâniat foarte tare și a ordonat masacrarea tuturor băiețeilor din Betleem și din împrejurimile lui de 2 ani sau mai mici. Irod, apropo de ceea ce am spus, că cine îl cunoștea, știa de ce este în stare, Irod a rămas în istorie pentru atrocitățile sale ca un om de o violență extremă. Vă puteți imagina, nu știu, un fel de Stalin, da? Un astfel de om. Un megaloman renumit pentru proiectele sale arhitectonice masive, faraonice, și pentru taxele grele impuse populației, nu, ca să-și construiască palatele, nu, și monumentele, avea nevoie de foarte multe fonduri. Primea o parte de la Roma, dar o parte le lua de la populația și așa sărăcită de romani, lucru care i-au atras ura și neîncrederea poporului, dar și a propriilor lui colaboratori. Recent s-a și descoperit mausoleul său, este pur și simplu un deal. Știți că un deal nu-i cât o casă, nu-i nici măcar cât o catedrală, e mult mai mare. E un deal pe care l-a amenajat, a săpat, a pus să se sape în interior, să fie golit dealul, a făcut din deal o piramidă. Puteți să vă imaginați, nu știu dacă puteți să vă imaginați, nici eu nu-mi pot imagina câți oameni au trebuit să lucreze acolo, fără excavatoare, fără macarale, da? Fără utilajele, și pentru noi cu utilajele moderne ar fi ceva absolut colosal, da? Pur și simplu pentru el, pentru gloria lui proprie și personală, a făcut acest mausoleu care acum s-a descoperit, toată lumea a crezut că e un deal pe acolo. Și până la urmă, cum acum se poate scana cam orice, au zis, stați așa, că nu-i deal. Dar numai spun lucrurile acestea ca să înțelegem omul Irod cel Mare și câtă frică putea să inspire o astfel de persoană. Persoană care ajunge, evident, nu dacă toată lumea e împotriva lui, pentru că e frică de el și nu-l suportă și îl via mort cât mai repede, devine în scurt timp paranoic. Ajunge să-și ucidă mai întâi soacra, pe care o bănuiește că trage sfor pe acolo să îl omoare, apoi o ucide pe nevastă sa,
Și după aceea își ucide propriul copil, băiatul care trebuia să fie urmașul lui la tron. Imaginați-vă ce era în familia aceea și ce era în jurul lui. De 6 ori și-a schimbat testamentul. Că cine va urma la tron? Pentru că îi omora pe toți. Și-a omorât cei mai copiii lui, 3 băieți, cei mai mari, i-au omorât pe toți. Arhelau era următorul la rând. Dar a murit mai repede tata. Dar o astfel de persoană care ajunge să ucidă tot ce este în jurul lui de frică, nu? Nu este de mirare că ajunge să masacreze copiii dintr-un sat. Acum, tradiția, așa spune aici în calendarul nostru liturgic, vorbește despre 14.000 de prunci, este o cifră simbolică, evident că nu erau 14.000 de copii în Betleem și în împrejurim. Betleemul avea pe atunci în jur de 1.000 de locuitori, nu sunt 14.000 de copii sub 2 ani de parte bărbătească, nici dacă ei și pe cei din Ierusalim nu sunt atâția, dar nu este vorba despre cifră, este vorba despre răzbunarea unui monstru, împotriva unor copii complet nevinovați. Deși masacrarea pruncilor nevinovați nu este atestată de alte surse istorice, este totuși demnă de crezare, dat fiind profilul istoric acestui tiran devenit de necontrolat în ultimii 10 ani de domnie. Ca să vedeți cum era privit din exteriorul casei, într-o scriere, guvernatorul Siriei de atunci, da, sirian, nu evreu, da? Spunea că ar prefera, dacă ar fi cazul, să fie mai degrabă porcul lui Irod, din cocină, decât fiul lui. Da? Astfel de tată era, astfel de om era. Evanghelistul Matei, însă, dă acestui eveniment trist și tragic, acestui masacru, îi dă un sens profetic. Pentru că e foarte ușor să vezi că se întâmplă în lume lucruri urâte și grave și tragice și să te lași copleșit, mai ales când sunt multe. Și noi astăzi, cu știrile de la televizor, de la radio, pe internet, am putea intra foarte ușor în depresie, să spunem că Dumnezeu cumva ne-a părăsit. Da? Dar vedeți, Evanghelistul Matei nu se oprește numai la exteriorul evenimentului, la ce se vede și la întristarea pe care o produce, ci găsește un sens, și noi știm că Matei știe aceste lucruri de la Iisus însuși, care după înviere i-a învățat toate locurile din Vechiul Testament unde s-a vorbit despre el. Da? Deci cu siguranță această conexiune pe care o dă Matei o știe de la Iisus. Nu? Citează capitolul 31 din profetul Ieremia, capitol pe care, dacă îl citiți, îl studiați un pic, o să vedeți că este acel capitol celebru, până la urmă, în care se vestește încheierea perioadei de pedeapsă a lui Israel și revenirea exilaților din Babilon înapoi în Ierusalim. Știți că din cauza infidelității Israelului față de Dumnezeu, Dumnezeu a permis câteva decade, nu, de exil în Babilon. A permis chiar și distrugerea templului lui Solomon. Acest lucru a fost o tragedie fără sfârșit pentru Israel și o tragedie pe care niciodată nu credeau că o vor vedea, pentru că se credeau singurul popor care este cu adevărat protejat direct de Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ocrotit până și-a bătut joc de el. Când și-a bătut joc de el, mai întâi i-a avertizat prin profeți să se pocăiască și pentru că nu s-au pocăit, Dumnezeu a permis această tragedie a exilului. Chiar vorbește în acest capitol Ieremia, în 31, cu niște termeni care
pe mine pur și simplu mă sperie. Și o spun pentru că poporul lui Dumnezeu de astăzi este infinit mai infidel decât a fost atunci Israelul. Infinit de infidel față de Hristos. Folosește Ieremia o imagine, care vă spun că este înfricoșătoare, pentru că zice că Dumnezeu, când a văzut ce face poporul lui, și-a pierdut somnul. Știți când ai insomnie de stres? Și-a pierdut somnul și a stat nopți în șir ca să se gândească ce să facă cu ei. Și uitați ce zice aici, la versetul 28, zice: am stat și am privegheat, apropo de adorația noastră perpetuă, care e și noaptea, da? Am stat și am privegheat asupra lor, asupra evreilor, ca să-i smulg și să-i zdrobesc, ca să-i risipesc, să-i vatăm și să-i pierd. Nu era destul unul. De ce trebuie să fie cinci cuvinte aici? Că așa primul deja este un dezastru. N-am putut să dorm. Am stat nopți în șir să priveghez asupra lor ca să-i smulg, să-i zdrobesc, să-i risipesc, să-i batem și să-i pierd. Da? Din acest capitol citează Matei, acolo unde Dumnezeu, după ce se întâmplă lucrul acesta, exilul este deja istorie, deja s-a petrecut, și perioada de pedeapsă se încheie de sfârșit. Și Dumnezeu își va chema înapoi poporul. Și prin Ieremia vestește această încheiere a perioadei de pedeapsă. Spune în versetul 7, așa zice Domnul: de acum să strigați de bucurie pentru Iacov și strigați înaintea căpeteniei popoarelor, vestiți, lăudați și ziceți: Doamne, izbăvește pe poporul Tău, rămășița lui Israel, căci iată, îi voi aduce din țara cea de la miază noapte, din Babilon, și îi voi aduna din toate marginile pământului unde i-am risipit. Cu lacrimi au plecat și eu îi voi întoarce cu mângâiere, îi voi întoarce la izvoarele apelor pe cale netedă, ca să nu se poticnească, căci eu sunt părintele lui Israel și Efraim este întâiul meu născut. Versetul citat de Matei este exact versetul după ceea ce am citit eu aici. După această promisiune a întoarcerii din exil, este acest verset care amintește ziua în care au plecat. A fost o zi după ce s-a încheiat războiul, după ce templul a fost distrus și Ierusalimul dărâmat, a fost o zi când babilonienii i-au adunat pe toți evrei învinși, legați la mâini, sclavi, și i-a încolonat și au plecat cu ei până la ei acasă, până în Babilon. Și au rămas acolo până au murit. Generația aceea nu se mai întoarce înapoi. Aceea a fost ziua plângerii, pe care evanghelistul Matei o evocă cu această ocazie, pentru că unde i-a adunat și i-a încolonat era la Rama. Rama a fost localitatea unde a fost mare adunare de la sfârșitul poporului Israel, înainte de a pleca. De aceea este acest text din versetul 15, în care Domnul amintește momentul plecării în exil, dar îl amintește nu pentru ca să învârtă cuțitul în rană, ci pentru a le anunța reîntoarcerea înapoi cu bucurie. În versetul 15 spune: așa zice Domnul, glas se aude în Rama, bocet și plângere amară, Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru că nu mai sunt.
Rama este orașul din care au plecat spre exil, iar Rahela este soția lui Iacov. Iacov este părintele poporului Israel și Rahela era soția lui, deci ea este mama poporului Israel. În 586, babilonienii îi adunaseră pe evrei învinși la Rama și au plecat de acolo până în Babilon. Plânge Rahela după descendenții ei care nu mai sunt pentru că au fost strămutați în robie. Dar planul lui Dumnezeu nu se încheie așa. Profeția lui Ieremia continuă cu o făgăduință plină de speranță. Așa zice Domnul: înfrânează-ți glasul de la bocet, nu mai plânge. Ștergeți lacrimile din ochi, căci, zice Domnul, îi voi întoarce din țara dușmană. Este speranță pentru viitorul tău, zice Domnul, căci fiii tăi se vor întoarce în hotarele lor. Să știi că l-aud pe Efraim plângând în exil. Îl aud cum strigă în exil: Tu, Doamne, Părinte, m-ai pedepsit. Întoarce-mă Tu și mă voi întoarce la Tine, căci Tu ești Domnul Dumnezeul meu. Și va răspunde Domnul, făgăduindu-i lui Israel un nou legământ. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu casa lui Israel un legământ nou. Acel legământ îl voi scrie în inimile lor. Este textul celebru pe care îl citează apostolii cu ocazia Rusaliilor. Voi pune legea mea înăuntru lor și pe inimile lor voi scrie și le voi fi eu Dumnezeu din nou și ei îmi vor fi din nou popor. Betleemul, zice Matei, este noul Rama, o casă a plângerii astăzi când sunt uciși copiii și o casă a întristării. Dar în același timp, vedeți cum Rama amintește de marea făgăduință a noului legământ, în același timp este o casă a bucuriei și a speranței, pentru că s-a născut speranța pe lume, s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea și astăzi, dacă ne amintim, cum am spus la început, că poporul lui Dumnezeu de astăzi este mai infidel decât a fost cel de atunci, și astăzi pentru noi există speranță, dar numai în măsura în care strigăm la Domnul să ne audă cum i-a auzit pe fiii celor exilați, când a spus Domnul: îl aud pe Efraim strigând. Efraim era fiul lui Iacov. Îl aud pe Efraim strigând în exil: Doamne, rău ne-ai pedepsit. Și vă aduc vestea cea bună, că robia lui se va încheia dacă strigă la mine să-i dau putere să se întoarcă. Și a strigat Efraim: Doamne, întoarce-mă Tu la Tine și mă voi întoarce. Și pentru noi, pentru creștinii din secolul 21, în perioada aceasta de o răutate pe care, față de care Irod e o furnicuță față de un mastodont. Irod n-a omorât 14.000 de prunci. L-a omorât cât s-a putut, pe toți pe care i-a putut. Și generația noastră, nu prin crimele împotriva copilor nenăscuți, îi omoară pe toți pe care îi pot. S-a ajuns, am văzut o știre săptămâna trecută, mi-a stat mintea în loc, pur și simplu, un studiu făcut de noi noștri irozi ecologiști. Știți că acum e toată lumea cu verde.
energie verde, certificat verde, tot trebuie să fie verde. Aveți grijă când îți culori din astea, că nu-i bine. Am mai fost pe aici steagul roșu o vreme, acum este steagul verde. Imediat o să fie aici atârnat unul verde. Ori ajuns să spună, după un nu știu ce mare studiu, așa de gros, că cel mai mare poluator de pe lumea asta, știți care e? Nașterea unui prunc nou într-o țară în curs de dezvoltare. Ați auzit? Nașterea unui copil trebuie oprită, că e cel mai mare poluator. Că degeaba oprim motorina și benzina și fumurile de la furnale, trebuie să oprim nașterile. Să nu se mai nască copii. Pentru că omul poluează, omul distruge planeta. Și noi putem să salvăm planeta, nu Dumnezeu mântuiește planeta. Noi, oamenii, o salvăm mâncând verdețuri scumpe, pentru că lor le convine să le cumpărăm scumpe, și nemai născând copii. Asta este mântuirea lumii după noii irozi. De aceea astăzi plânge Maica Domnului, noua Rahelă, Maica poporului lui Dumnezeu, Maica Bisericii, plânge după copiii ei care nu mai sunt duși din nou în grea robie a păcatului. Astăzi plânge Maica Biserică după descendenții ei care nici măcar nu s-au mai născut, după fiii ei care, după ce s-au născut, o părăsesc ademeniți de comoditățile oferite de noi irozi și faraoni, nesătui de putere și bolnavi de paranoia aceasta ecologistă care se răspândește peste tot. Un copil este cel mai mare poluator. Și atunci, legi pentru avort. Am văzut în Statele Unite lege săptămâna trecută votată că poate să avorteze o minoră fără să își anunțe părinții. Deci ucidem tot ce prindem ca să nu poluăm planeta. Dar să știți că ultimul cuvânt, ați văzut că n-a fost al lui Irod? Zice aici, după ce se citează acest pasaj din Ieremia, nu? Rahela plângea pe fiii săi și după aceea zice, e punct, și după aceea zice, și după aceea a murit Irod. Vor muri toți acești oameni care ucid ființe nevinovate. Va fi viitor după ei. Vedeți cum spune aici Domnul către Efraim, spune, este nădejde pentru viitorul tău, zice Domnul, că se vor întoarce fiii tăi. Pentru că, vedeți, plecarea în exil, am spus că a fost pedeapsa Domnului pentru infidelitatea poporului. Nu am citit acel verset 28 din capitolul 31 care te îngrozește. Dar haideți să-l citim pe tot, să vedeți, și așa vreau să închei, care e planul lui Dumnezeu, care are tot timpul ultimul cuvânt. Zice Domnul, iată vin zile când eu însumi voi semăna în casa lui Israel sămânță de om și sămânță de animal. Ați auzit? Că nu sunt mai oameni. Că i-o trimis pe toți în exil. Și s-au mai întors, nu m-au rămâșit, să numai câțiva. Nu mai sunt oameni. Dar fac eu oameni. Dumnezeu poate să ridice fiul lui Avram din pietre. Voi sămăna sămânță de om. Eu, Domnul Dumnezeul tău. Și zice, precum atunci când te-am trimis în exil și a plâns Rahela la Rama, precum atunci am stat și am privegheat asupra ta, ca să te smulg, să te zdrobesc, să te risipesc, să te bat, să te pierd. Tot așa, acum, voi priveghea cu drag asupra ta, ca să te zidesc și să te resădesc, zice Domnul. Acesta este viitorul bisericii, indiferent câți irozi sunt pe lumea asta, o vreme, că numai o vreme sunt și apoi se duc.
la judecată. Lăudați să fie Iisus.